În spațiu, distanța este relativă. Pe Pământ, 30.000 de kilometri este un drum extrem de lung și reprezintă aproximativ 76% din circumferința planetei. Dar, odată ce încep să măsori această distanță în spațiu, 30.000 de kilometri reprezintă chiar foarte puțin. De aceea, mulți astronomi supraveghează îndeaproape evoluția asteroidului Apophis, care peste 10 ani va trece la 30.000 de kilometri pe lângă Pământ. În termeni cosmologici, este ca și cum ar rade suprafața terestră. Pentru a înțelege chiar mai bine cât de aproape va fi Apophis, luați în considerare și că asteroidul va trece printre sateliții meteorologici și Pământ. În acest episod o să vorbim despre ce s-ar întâmpla dacă Apophis s-ar ciocni de planeta noastră și de ce este el atât de important. Apophis este numit după zeul egiptean al haosului și este clasificat drept cel mai periculos asteroid descoperit până în prezent. Un asteroid primește această desemnare dacă atinge o anumită mărime și se află în imediată apropiere a Pământului, iar Apophis bifează ambele căsuțe. Asteroidul zeului morții are un diametru foarte mare de 340 de metri, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari corpuri cosmice care trece la mustață de Pământ. Pentru a înțelege cât înseamnă 340 de metri, gândiți-vă că este cu 13% mai mare decât turnul Eiffel. Înainte să vorbim despre cât de dezastros va fi pentru noi dacă Apophis se va ciocni de Pământ, haideți să ne uităm la aspectele pozitive ale vitezei lui. Va fi probabil cea mai bună șansă pe care o vor primi cercetătorii de a-l studia de aproape, deoarece următoarea sa vizită va fi la o distanță mult mai sigură de aproximativ 57 de milioane de kilometri depărtare. Cercetătorii de la NASA sunt entuziasmați să survoleze în jurul său pentru a învăța mai multe despre asteroizi precum Apophis. Cel mai probabil, oamenii de știință vor fi nevoiți să dezvolte un plan de prevenire a coliziunilor din viitor cu alte corpuri cosmice rătăcite. Un cercetător de la NASA a declarat: apropierea lui Apophis din anul 2029 va fi o oportunitate incredibilă pentru oamenii de știință, însă nu numai agențiile spațiale din întreaga lume vor beneficia de pe urma vizitatorului nostru cosmic, oamenii normali vor fi de asemenea capabili să observe asteroidul cum traversează cerul în 2029. Se așteaptă să fie la fel de strălucitor ca stelele din miezul nopții și va traversa distanța pe care o parcurge luna pe cer în doar 60 de secunde. Oamenii din Australia vor putea să-l vadă primii pentru că va ajunge pe cerul nopții peste emisfera sudică a Pământului, traversând Australia de la est la vest. Ar trebui să înainteze pe traiectoria sa ca o rachetă, acumulând o viteză mai mare pe măsură ce înaintează, iar apoi va fi vizibil în America seara. Cel mai apropiat punct al traiectoriei asteroidului de planeta noastră va fi atunci când traversează Oceanul Atlantic. La viteza estimată pe care o va atinge, Apophis va traversa oceanul într-o singură oră, de unde va continua să înainteze în neantul spațiului. Pământul nu este străin de impactul cu asteroizii. Planeta noastră a avut foarte multe coliziuni de-a lungul vieții sale cu asteroizi monstruoși care aproape au distrus planeta complet. Însă, din fericire, Apophis nu este nici măcar pe aproape la fel de mare precum asteroidul care a format craterul din peninsula Yucatan, cunoscut pentru faptul că a provocat extinția dinozaurilor. Se estimează că acel asteroid a avut un diametru cuprins între 11 și 81 de kilometri, adică între 32 și 238 de ori mai mare decât Apophis. Acest lucru nu înseamnă că impactul cu asteroidul nu va fi rău, de fapt va fi devastator indiferent unde va lovi. Obiectele cosmice de dimensiuni mici au cauzat foarte mari distrugeri în trecut. De exemplu, evenimentul din Tunguska, unde în anul 1908 un meteorit cu diametru cuprins între 50 și 190 de metri a explodat în aer deasupra Siberiei. Explozia a distrus 200.000 de kilometri de pădure, a spulberat geamurile caselor de la sute de kilometri depărtare, a trântit martorii la Pământ și a cauzat cel puțin 3 decese. Lucrul cel mai norocos, dar în același timp și înfricoșător, este că explozia din Tunguska a avut loc în mijlocul nimicului, într-o zonă foarte slab populată, însă tot a reușit să provoace daune serioase orașelor aflate la sute de kilometri depărtare. Imaginați-vă dacă același eveniment s-ar petrece în prezent deasupra unui oraș la fel de populat precum Bucureștiul sau Londra.
Meteoritul din Tunguska a explodat la aproximativ 5-10 km distanță față de suprafața terestră, însă totuși a provocat distrugerea a mai bine de 80 de milioane de copaci și a eliberat energia unei arme nucleare de 15 kilotone, adică de 1000 de ori mai puternică decât bomba atomică care a căzut peste orașul Hiroshima sau de aproximativ o treime din puterea bombei Tsar, cea mai mare armă nucleară din istorie detonată de Uniunea Sovietică. Uitați o comparație între dimensiunile meteoritului care a cauzat distrugerile din Tunguska și Apophis. Dacă un corp cosmic destul de mic a putut produce un nivel de energie atât de uriaș, nu mai imaginați-vă ce efecte ar avea un asteroid de până la 6 ori mai mare decât acesta. Va distruge orașe întregi, iar pierderile omenești vor fi uriașe, să nu mai menționăm pagubele materiale, care cu siguranță vor depăși miliarde și miliarde de dolari. Oamenii de știință spun că există o șansă din 100 de mii ca asteroidul chiar să se ciocnească cu Pământul, însă asta înseamnă că sunt de 23 de ori mai multe șanse să se întâmple decât să fi lovit de un fulger pe timpul vieții. În anul 2029, atunci când Apophis se va apropia foarte mult de Pământ, gravitația planetei noastre îi va schimba traiectoria. Mai bine sperăm că Apophis nu se va întoarce să caute răzbunare în viitor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!